Grefierii și ei în stradă, polițiștii și ei la protest, angajații din penitenciare amenință că nu mai intră în serviciu și că nu o să mai păzească închisorile. Și vine și ultimul comunicat din partea Tribunalului București. În acest moment activitatea este blocată. O să vedem dacă se alătură și alte instanțe din România. Se judecă doar cauzele foarte urgente. Deci este un buget care provoacă revoltă în foarte multe domenii. Haideți să ascultăm și să vedem câteva imagini de la aceste proteste și imediat intrăm în legătură directă cu un judecător de la Tribunalul București. Respectați-vă, salariații! Nu mai muncim pe datorie! Rușine să vă fie! Intrați în legalitate! Respectați-vă, salariații! Nu mai muncim pe datorie! Rușine să vă fie! Intrați în legalitate! Respectați-vă, salariații! Nu mai muncim pe datorie! Rușine să vă fie! Respectați-vă, salariații! Nu mai muncim pe datorie! Rușine să vă fie! Intrați în legalitate! N-auzim de foarte multe ori aceste lucruri spuse, mai ales din partea grefierilor, judecătorilor. De data aceasta sunt proteste, iată, și în acest domeniu. Este alături de noi, spuneam, și mulțumesc foarte mult pentru asta. Doamna Mădălina Frăsinie este judecător la Tribunalul București. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc frumos de invitație! În ultima vreme, doamna judecător, am văzut, iată, și protestele grefierilor. Nu mai muncim pe datorie, respectați-vă, salariații. A venit și acest anunț din partea Tribunalului București, protest. Se judecă doar cauzele foarte urgente. Spuneți-ne care este motivul, în primul rând, de ce sunt aceste nemulțumiri și până când ar putea să continue aceste proteste? Nemulțumirile sunt generate de nerespectarea legii de Guvernul României. Practic, prin ordonanța Trenuleț, am înțeles că se numește acea celebră ordonanță, Guvernul își arogă atribuțiile specifice puterii judecătorești, iar prin dispozițiile pe care aceasta le cuprinde, practic pune între paranteză una dintre puterile statului, respectiv puterea judecătorească. Noi nu am cerut altceva decât să fie respectată legea, să fie respectate hotărârile judecătorești pronunțate. Și da, din luna aprilie a acestui an, atât noi cât și grefierii de ședință, nu suntem plătiți potrivit dispozițiilor legale. Am tot amânat, am înțeles situația. Ce înseamnă nu suntem plătiți conform dispozițiilor legale, doamna judecător? Sunt amânări, sunt restanțe de plată de salarii? Nu, sunt acte administrative emise de președintele Înaltei Curți în cazul nostru, respectiv președinții curților de apel în cazul grefierilor, prin care practic au fost puse în executare hotărâri judecătorești vechi de prin 2016 și pe care guvernul le amână la plată a la lung. Practic, un termen de 5 ani, așa cum a stabilit inițial guvernul prin ordonanță de urgență, este prelungit din nou pe încă 5 ani. Acea speranță legitimă de care vorbește Curtea Europeană a Drepturilor Omului, practic, în cazul nostru, nu există. Repet, prin această ordonanță, din punctul meu de vedere, se pune între paranteze una dintre puterile statului. Ați avut discuții cu... noi nu mai acceptăm. Ați avut discuții cu cei din CSM? CSM poate a avut discuții cu Ministrul Justiției? Da. Vreo soluție? Sau cât o să vedem acest protest? Păi discuțiile se poate din aprilie acestui an. Actele administrative emise în baza unor hotărâri judecătorești prin care am obținut obligarea ordonatorului de credite să emită ordinele respectiv deciziile, pentru că așa este legea în cazul magistraților respectiv grefierilor. Am tot fost amânați, mi s-au făcut promisiuni de șarte, ori momentul în care a apărut această celebră ordonanță Trenuleț, prin care cu de la sine putere guvernul practic înlocuia hotărârile judecătorești cu titluri de plată, ignorând cu desăvârșire dispozițiile stabilite în acele hotărâri judecătorești, am spus așa ceva nu se poate. Pentru că este vorba despre, așa cum am spus, anihilarea unei puteri a statului. Este vorba de o încurajare a guvernului, în ipoteza în care noi continuăm să tăcem, de încălcarea legii. Și cum știți foarte bine cum se spune, tăcerea nu încurajează pe victimă, ci pe torționar. Cam așa suntem în acest moment.
Urmărim toate dezbaterile, anihilarea unei puteri, ceea ce este foarte grav. Așteptăm și măsurile și deciziile. Poate, cine știe, se răzgândesc guvernanții. Vor fi dezbaterile în Parlament. Protest, spuneam, în aceste momente la Tribunalul București. O să vedem dacă se vor alia de asemenea și alte instanțe sau parchete, cine știe, din țară. Vă mulțumesc mult pentru explicații, pentru intervenție, doamna judecătoare Fresinie, în această dimineață.